Membrii Asociației Tinerilor Ortodoxi din Banatul de Munte s-au întrunit ieri în satul Mătnicu Mare din județul Caraș-Severin. Așteptați de tinerii din comună, membrii ATOR și-au început activitatea, participând la o slujbă de mulțumire săvârșită în Biserica Adormirea Maicii Domnului din localitate. În continuare, la Căminul Cultural au fost desfășurate activități pregătite de membrii ATOR, iar gazdele au prezentat mai multe momente artistice. Misiunea ATOR-ului este foarte importantă în Caraș-Severin la ora actuală. A fost și astăzi la Mătnicu Mare o astfel de misiune a tinerilor din ATOR și ne bucurăm foarte mult că s-au atins atât latura duhovnicească, pentru că am început cu o slujbă în Biserica Parohială de aici, de la Mătnicu Mare, dar s-a atins și latura aceasta culturală a activităților, pentru că a fost pus în valoare portul popular din Banat, cântecul și jocul tradițional. O manifestare așadar cultural-duhovnicească care practic marchează, iată, intrarea în postul mare pentru tinerii din ATOR, din ATOR Banatul de Munte, ATOR-ul fiind, iată, într-o campanie de promovare și de mediatizare a propriilor lor activități, aici într-o zonă în care nu fuseseră până în prezent. Cei prezenți au asistat la o reprezentație a ansamblului de dansuri populare Pup de Floare din Zăgujeni. Pentru parohia noastră, ziua de astăzi a fost o zi extraordinară. Ne bucurăm tare mult că Dumnezeu ne-a binecuvântat ziua de astăzi cu soare pentru frumusețea și puritatea copiilor care au venit în mijlocul nostru, parte din ei cunoscuți ai noștri, cunoscuți ai tinerilor din parohia noastră, cărora le mulțumim că au adus odată cu venirea lor și frumusețea de a fi creștin, tânăr, sub oblăduirea bisericii, aici la Mătnic, unde desfășurăm activități cu tinerii de destul de multă vreme, tineri care sunt aproape de biserică, tineri care îl iubesc pe Dumnezeu, dar care nu uită să-și trăiască tinerețea frumos sub cuvântul Evangheliei. Întâlnirea noastră de astăzi a avut un rol deosebit de important pentru tinerii din grupul nostru, din satul Mătnicu Mare, având în vedere că fiind prezenți tinerii din ATOR și aceștia ne-au învățat cum să fim o familie, să zâmbim sincer și să ne cunoaștem mult mai. Aici am găsit niște tineri curioși în ceea ce privește asociația și dornici să se integreze în tânăra noastră familie. Cu siguranță că vom pleca de aici cu prieteni noi, momente frumoase și convingerea că în orice loc unde există Dumnezeu și tinerețea își atinge rostul. La acest eveniment au fost prezente autorități județene și locale. M-am bucurat să fiu prezentă în calitate de invitat al părintelui paroh Raul But și îi mulțumesc pe această cale. Fiind fiu al acestui sat, crescând și petrecându-mi o parte din copilărie aici. Le urez mult succes și sub binecuvântarea lui Dumnezeu să facă multe acțiuni împreună și să aibă prilejul de a întâlni și alți tineri și de a face cât mai multe lucruri frumoase și constructive pentru biserică și pentru noi toți. Asociația Tinerilor Ortodoxi din Banatul de Munte și Departamentul de Tineret al Eparhiei vor continua misiunea de promovare a asociației în tot cuprinsul județului Caraș-Severin.